Bună dimineața! Astăzi e 16.06.2018. O să vă prezint o problemă care a fost, s-a întâmplat aseară. La struguri a bătut piatra. Uitați! Ia uitați! Ce struguri frumoși și bătuți de piatră! Aici avem Chardonnay și aici niște Cabernet. Ia uitați ce rău a bătut piatra. Ce tratament recomand pentru treaba asta? Stropi neapărat cu șamp, funguran, una din ele pe bază de cupru pentru a cicatriza, pentru a nu veni dăunătorii, de a nu intra pe tregaiul. Acum e foarte sensibil acest urchin unde a lovit baba. Produse pe bază de cupru sunt multe, adică și piatra vânătă, sulfatul de cupru, normal, funguranul, cum am spus, șampionul, Cosight, Copermax, sunt mai multe produse pe bază de cupru, Alcupran, una din ele neapărat aplicat pentru a se cicatriza rănile lăsate de piatră. Asta este, e un an dificil. O să mergem înainte, că n-avem ce să facem și să vedem ce va fi mai departe. Dar v-am spus și vă repet, e bine să stropim neapărat cu la orice fruct, orice la livadă, la legume, după ce vine dă piatră, e recomandat să stropim cu produse pe bază de cupru. Vă mulțumesc și o să vă țin la curent cum va decurge această problemă și o să vă arăt și după ce vom aplica cupru peste câteva zile cum să se cicatrizează rana făcută de piatră. Vă mulțumesc și o zi frumoasă să aveți!